Federația lui Burleanu vrea ca jocurile de baraj pentru menținerea sau promovarea în Liga 1 să se desfășoare într-o singură manșă. În schimb, Liga lui Iorgulescu dorește ca barajul să se dispute în două manșe, tur și retur. În acest sens, LPF-ul a cerut punctele de vedere ale tuturor cluburilor membre în ceea ce privește varianta propusă de FRF. Cele 14 cluburi membre ale primei ligi au susținut în unanimitate că doresc să dispute jocurile de baraj în două manșe, așa cum prevede și regulamentul de organizare a activității fotbalistice al FRF. Dorința cluburilor a fost transmisă de Liga Profesionistă către Federație. Aceasta va solicita cluburilor din Liga a doua punctul de vedere cu privire la modul în care acestea doresc să dispute jocurile de baraj. În dublă manșă, cum prevede ROAF, sau varianta nouă a FRF într-o singură manșă. FC Petrolul, echipă ce va începe lupta pentru promovare la finalul săptămânii, își dorește ca barajul să se joace într-o singură manșă. Rămâne de văzut cine va câștiga această luptă dintre Ligă și Federație, însă cea de pe teren este mai încinsă. La acest moment, pe locul de baraj se află Hermannstadt Sibiu, la egalitate de puncte cu Iașiul. Pe locurile retrogradabile se află Chindia și Dinamo, la doar un punct distanță de Sibiu și Iași. Din play-out-ul primei ligi mai sunt de disputat 7 etape.